Hai salut, eu sunt Racu și astăzi o să vă arăt cum puteți obține prețuri mai mici pe Last Day on Earth și nu numai. Probabil majoritatea dintre voi ați remarcat că de vreo o lună încoace cam așa, prețurile pentru achiziții în aplicații au crescut cu între 10 și 30%. Asta se datorează în mare parte faptului că cei de la Google Play au adăugat o taxă suplimentară pentru toate cumpărăturile pe care le faci prin Google Play. În momentul ăla, developerii de jocuri au avut două opțiuni. Unu, suportă ei cheltuielile și practic prețurile rămân la fel și o să aibă un profit mai mic, dar clienții, practic jucătorii, nu o să simtă nicio diferență. Și doi, nu prea ne convine taxa asta, așa că o să suporte clienții noștri, jucătorii, o să suporte cheltuielile astea și vom crește prețurile în market la absolut orice. Acum, nu sunt eu în măsură să judec deciziile developerilor, pentru că nu înțeleg cum funcționează companiile, nu sunt destul de documentat în chestiile astea, cu siguranță sunt mulți factori la mijloc și presupun că la urma urmei fiecare companie face ce vrea cu jocul ei. Anyway, ideea e că cei de la Kefir, creatorii Last Day on Earth, au ales a doua variantă și efectiv au crescut toate prețurile de pe market, la fiecare ofertă, la absolut orice și până și la Battle Pass, au crescut prețurile cu, nu știu exact, undeva pe la 25%, ceva de genul ăsta, dar șmecheria este că prețurile astea mari, care includ și taxele, se aplică doar pe Google Play. Aici ne sare în ajutor App Gallery. Pentru cei care încă nu știți ce este App Gallery, ei bine, este varianta de Google Play a celor de la Huawei și funcționează practic ca și Google Play-ul, ca un market, poți să downloadezi aplicații, poți să cumperi chestii in-game, prin intermediul aplicației și șmecheria este că prețurile din jocuri și jocuri în sine nu au fost afectate de taxa asta pe care o percepe Google Play. Și o să remarcați că atunci când descărcați Last Day on Earth prin App Gallery, prețurile sunt mai mici cu 25-30%, așa cum era acum o lună și ceva înainte să crească efectiv peste noapte prețul. Și chestia asta se aplică nu numai la Last Day on Earth, ci la toate jocurile care au primit o scumpire de genul ăsta în ultima lună. Efectiv au crescut prețurile cu 15-20-30% de la joc la joc și dacă le descărcați prin App Gallery, o să aveți prețurile vechi de dinainte de scumpire. Singura problemă este faptul că majoritatea jocurilor îți salvează progresul în serverele Google Play și în momentul în care downloadezi aplicația din App Gallery, nu poți să-ți transferi progresul de pe un cont pe celălalt. Multe jocuri nu au problema asta pentru că progresul se salvează în serverele developerilor, cum ar fi la Call of Duty Mobile, PUBG și multe altele. Sunt efectiv, ai accountul făcut pe serverul developerilor, dar sunt și foarte multe jocuri unde efectiv nu poți să faci trecerea de pe Google Play pe App Gallery fără să-ți pierzi progresul jocului. Pentru Last Day on Earth este un proces ceva mai diferit, nu este deloc complicat, dar mulți dintre voi m-ați rugat să fac un video în care să vă arăt cum puteți să vă mutați contul de Last Day on Earth de pe Google Play pe App Gallery, ca să puteți să profitați și voi de prețurile mai mici și de beneficiile pe care le oferă App Gallery, așa că am zis să fac un video și să vă arăt. Ca să mutăm contul de Last Day on Earth de pe Google Play pe App Gallery, o să ne folosim de Kefir ID, care este practic modul celor de la Kefir de a-ți putea salva contul la ei pe server, independent de Google Play, pentru că în trecut au fost destul de multe probleme în care lumea și-a pierdut contul și practic a fost vina celor de la Google, nu a celor de la Kefir, așa că venit cu chestia asta nouă care se numește Kefir ID și ca să ne logăm pe Kefir ID vă recomand mai întâi tuturor să vă conectați cu contul de Google Play. Vedeți că acolo unde scrie disconnect, așa trebuie să scrie și la voi. Asta înseamnă că sunteți deja conectat cu contul de Google și mă gândesc că majoritatea sunteți deja conectați. Dacă cumva scrie connect, apăsați pe butonul de connect și conectați-vă cu contul vostru Google ca să aveți o copie a contului vostru și în baza de date Google în caz că se întâmplă ceva cu copia de la Kefir, ca să zic așa. După care apăsați pe butonul connect acolo unde scrie unde e sigla de la Kefir. Și aici vă va pune să vă logați tot cu Google-ul și practic o să preia salvarea de la Google și o să o trimită pe serverul lor. Și astfel o să aveți două copii, ok? O să dăm click pe Google și aici o să apară contul meu. O să dau login și în 3 secunde sunt deja logat și go to the game. Și în momentul de față sunt conectat atât cu contul de Google Play, cât și cu contul de Kefir ID. O să ne folosim de chestia asta ca să descărcăm practic salvarea din baza de date a celor de la Kefir în telefonul nostru și să putem face cumpărături prin App Gallery. După ce v-ați făcut backup la cont, atât pe Google Play cât și pe Kefir ID, puteți să dezinstalați Last Day on Earth-ul din telefon. Contul vostru este în siguranță pentru că aveți două backup-uri, practic aveți și pe Google Play și pe Kefir ID. După care puteți să instalați App Gallery în telefon. Merge pe orice telefon, nu trebuie să fie neapărat un telefon Huawei. Aveți link în descriere de unde să descărcați aplicația și cam așa arată App Gallery. Înainte să căutați jocul, puteți să vă uitați, puteți să aruncați o privire aici. Vă recomand, cât timp țineți aplicația în telefon, vă recomand să aruncați o privire aici o dată pe săptămână, pentru că sunt o grămadă de promoții care se tot schimbă și practic există și un program de cashback, ok? Atunci când cumpărați orice în orice aplicație, primiți niște puncte și cu punctele astea puteți să vă luați niște bani înapoi, ceea ce mi se pare
ofertare, este o chestie pe care Google Play-ul nu are și apar promoții în fiecare săptămână, o dată pe lună apar o grămadă de promoții aici, avem și știu că era și Free Fire, cred că a dispărut și na, din când în când se mai găsesc promoții și poate pică un joc pe care îl jucați și voi deja. O să căutăm Last Day on Earth, o să intrăm pe joc și o să-i dăm install și putem să-i dăm open. Ok, și odată ce ați intrat în joc, o să apară interfața de la Huawei aici, practic vă logați cu contul vostru de Huawei, ok? O să-i dăm allow, o să selectăm serverul, oricum chestia asta nu contează niciodată pe ce server ești, este total inutilă. O să dăm confirm, pentru că oricum nu luăm un cont de la zero, o să ne logăm contul nostru. Și aici ne întreabă dacă vrem să reluăm progresul, ok? O să dăm cancel la treaba asta și o să dăm aici în dreapta sus și vedeți că aici în loc de Google Play există chestia de la App Gallery, ok? Ăla este logo-ul de la Huawei și putem să ne logăm cu contul de Kefir Connect, ok? O să îi dau login prin Google, o să selectez contul, to the game. Și aici ne informează practic că caracterul pe care tocmai l-am făcut acum 2 secunde va fi șters și se va băga în salvarea pe care o aveam eu pe serverele lor. Și trebuie să bag codul ăsta de aici, n-am înțeles niciodată de ce există chestia asta, 7756, ok? Și după ce bagi codul ăsta, practic o să descarce salvarea pe care ai urcat-o tu pe serverele celor de la Kefir. Și voilà, avem contul nostru de Last Day on Earth pe App Gallery. Și dacă mergem în shop, asta e chestia cea mai importantă, dacă ne ducem în shop, vedem că prețurile vechi au revenit, ok? Avem 3,50 lei în loc de, nu mai știu cât era, 5,70 lei și ceva. Battle Pass-ul care costa 17 lei, acum costă 13 lei și toate chestiile din App Gallery sunt practic prețurile vechi, sunt mult mai ieftine. Uitați aici diferența de prețuri între Google Play și App Gallery. Și pe lângă că sunt mai ieftine, pe App Gallery există și promoția aia de cashback și practic pentru fiecare cumpărătură pe care o faci, primești niște puncte și la un moment dat o să poți să transformi punctele alea în bani, pe care îi poți băga în alte jocuri sau înapoi în Last Day on Earth, de ce nu? Și presupun că cam asta a fost și cu video-ul ăsta, scurt și la obiect, pentru că n-a fost absolut nimic complicat, dar mulți dintre voi m-ați rugat să fac un video în care să vă prezint toată operațiunea asta. Și nu uitați că puteți să faceți exact aceeași mecherie și cu alte jocuri care s-au scumpit brusc în ultima lună, cam așa, cam o lună și ceva a trecut de la scumpirea asta și din nou sunt developeri care au decis să nu scumpească să nu scumpească lucrurile în joc și să suporte ei cheltuielile și companii care au decis bă, nu prea îmi convine taxa asta de la Google, așa că o să suporte clienți. Și pentru jocurile care nu s-au scumpit, tot ieșiți mai bine dacă cumpărați prin App Gallery decât prin Google Play, pentru că în App Gallery există chestia aia de cashback și tot efectiv ieșiți mai bine. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu videoul ăsta și dacă v-a ajutat, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am avut de zis, eu am fost Racu și până data viitoare, numai bine!